ediție a acestei competiții naționale pe plaiurile noastre a fost în 93, iată că în 2013 reușim să impunem în calendarul național al competițiilor de profil din România, Raliul Deltei, ca o dovadă a faptului că eforturile conjugate ale organizatorilor dau roade și că vom reuși încă o dată să dovedim că Tulcea poate fi gazda și un asemenea gen de manifestări. Mai. Faleza din Tulcea, județul Tulcea, Raliul Deltei după 20 de ani. Te așteptăm. Fii și tu acolo. Deltei Dunării ni-l dorim a fi și un bonus pentru ceea ce reprezintă turismul pentru noi tulcenii, pentru Delta Dunării, pentru județul și orașul nostru. Veniți în Delta, vă așteptăm pe toți pentru a face mișcare, pentru a proteja, pentru a dezvolta Delta așa cum o merită. La Raliul Deltei pe 30 mai. Te așteptăm! Ne dorim, spunem noi, în maxim 3-4 ani această competiție să intre în calendarul internațional al manifestărilor de profil, așa că la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, vă invităm pe toți la Tulcea ca să vedeți un spectacol de excepție și nu numai. Raliul Deltei Dunării, aici la Tulcea, vă spun, va fi numărul 1.